Este protest și la Ministerul Sănătății, organizat de Federația Sanitas. Câteva sute de sindicaliști protestează și cer salarii mai mari. Angajații din sănătate protestează acum în fața Ministerului Sănătății, cer salarii mai mari și amenință că dacă nu li se rezolvă toate aceste cerințe, vor intra în grevă generală de la 1 iulie. Urmărim imagini în direct din fața Ministerului Sănătății, unde angajații din sistem protestează și cer salarii mai mari. Așadar, autoritățile trebuie să rezolve, pe de o parte, greva din educație. De ieri, profesorii au oprit munca, elevii stau acasă și protestele pe care le anunță angajații din sănătate. Astăzi este grevă de avertisment în fața, este protest în fața Ministerului Sănătății, însă, dacă salariile nu vor crește în sistemul de sănătate, angajații din acest domeniu amenință că de la 1 iulie vor intra în grevă generală. Continuăm. Este protest și la Ministerul Sănătății, organizat de Federația Sanitas. Câteva sute de sindicaliști protestează și cer salarii mai mari. Angajații din sănătate protestează acum în fața Ministerului Sănătății, cer salarii mai mari și amenință că dacă nu li se rezolvă toate aceste cerințe, vor intra în grevă generală de la 1 iulie. Urmărim imagini în direct din fața Ministerului Sănătății, unde angajații din sistem protestează și cer salarii mai mari. Așadar, autoritățile trebuie să rezolve, pe de o parte, greva din educație. De ieri, profesorii au oprit munca, elevii stau acasă și protestele pe care le anunță angajații din sănătate. Astăzi este grevă de avertisment în fața, este protest în fața Ministerului Sănătății, însă, dacă salariile nu vor crește în sistemul de sănătate, angajații din acest domeniu amenință că de la 1 iulie vor intra în grevă generală. Continuăm.